Bătrânul din lună, de Grace Lynn. Capitolul 23. Milly și regele petrecură ceasuri întregi în grădină, fetița povestindu-i despre satul ei și despre lunga călătorie până la palat. Amintindu-și de cuvintele peșteșorului auriu, fu atentă și nu scoase o vorbă despre prietenul ei dragon care o aștepta în pădure. În timp ce străbătea poteca, Milly simțea apăsarea fină și plăcută a pietrelor dezmierdându-i tălpile. Ca o floare care se închide, soarele dispărea încet de pe cer, iar când ajunseră la pavilion, întreaga grădină era cufundată în întuneric. Așadar, zise regele, ai bătut atâta mar de drum ca să-l găsești pe străjerul orașului. Da, așa e, răspunse Milly și îl privi țintă așteptând un sfat. Și crezi că eu sunt străjerul, continuă regele. Da, replică fetița. Știți ce este șirul împrumutat? Mi-l puteți da, vă rog? Șirul împrumutat, repetă regele oprindu-se în fața pavilionului. Luna se oglindea pe suprafața lină a apei, iar Milly înțelese de ce pavilionul se numea Îmbrățișarea Lunii. Luna se odihnea în apă, ocrotită ca o perlă prețioasă, iar regele zăbăvi cu privirea asupra ei, pierdut în gânduri. În primul rând, haide să mâncăm, apoi vom vedea ce se poate face în legătură cu șirul împrumutat. Milly păși în pavilionul în aer liber. În mijloc îi așteptau două scaune și o măsuță cu sculpturi sofisticate din lemn de ginkgo biloba. Un coș frumos împletit din bambus care ajungea fetiței până la brâu fusese așezat lângă scaune. Regele ridică nerăbdător capacul și pe loc aerul se umplu de mirosuri bogate și îmbătătoare care îi deșteptară fetiței foamea. Regele scoase o farfurie cu găluște delicate de crebeți rozalii, tăiței cu carne de porc, muguri de fasole fragezi, ceapă verde de culoarea smaraldului și un bol de supă de tofu alb ca jadul. La final, un ceainic și un platou cu felurite sortimente de prăjituri îi aștepta la fundul coșului. Regele îi oferi lui Milly un set superb de bețigașe din aur, cam grele pentru mânuțele ei de copil. Apoi, după ce o invită să se înfructe, începură să mănânce ceea ce pentru fetiță era fără îndoială, cea mai gustoasă cină din viața ei. Nu știu ce este șirul acesta împrumutat care te interesează pe tine, mărturisi regele în timp ce își sorbeau ceaiul. Terminaseră de mâncat, iar Milly savura o prăjitură în formă de broască țestoasă umplută cu o pastă de fasole roșie, gust necunoscut pentru ea. Se simțea desfătată de aromele îmbietoare care îi încălzeau stomacul. Însă, cred că pot să ghicesc. Cu mare efort, Milly se opri din mâncat și îl privi pe rege. Puteți? Întrebă ea sfioasă, iar inima îi se umplu de speranță. Ce credeți că este? Știi de ce se numește orașul acesta Clar de Lună? Întrebă regele. Milly scutură din cap, așteptând o lămurire. Străbunicul meu i-a schimbat numele. Mai de demult, se numea Orașul de Departe, însă când și-a început domnia, l-a rebotezat Orașul Clar de Lună, explică regele. Cei mai mulți cred că numele îi se datorează sufletului său poetic, dar acesta nu e singurul motiv. Ai auzit povestea magistratului care a încercat să-l păcălească pe bătrânul din lună? Milly dădu din cap că da. A încercat să o ucide pe soția menită fiului său, însă până la urmă soartea a adus împreună pe cei doi, zise ea. A, văd că știi povestea, zâmbi regele. Acel magistrat a fost tatăl străbunicului meu, iar acest oraș e orașul al cărui rege a devenit fiul magistratului prin acea căsătorie. Adică povestea adevărată? Exclamă Milly. Ei bine, e o poveste care a fost transmisă din generație în generație în familia mea, zise regele, însă multe dintre taine nu au ajuns la urechile lumii. Povestea nespusă a bătrânului din lună și a magistratului tigru. După ce bătrânul din lună i-a prezis magistratului că fiul lui se va căsători cu fica unui băcan, magistratul tigru s-a înfuriat peste măsură. În ciudat, a apucat pagina și a smuls-o din carte. Însă, înainte să apuce să o rupă în bucăți, s-a simțit străpuns de privirea bătrânului și de lumina lunii, care păreau să-l țintuiască locului. În liniștea învăluitoare, furia magistratului s-a preschimbat în frică. Într-un final, chipul bătrânului din lună a căpătat o mină aspră. Paginile din Cartea Norocului nu se rup așa de ușor, însă acea hârtie ți-a fost destinată încă dinainte de a ajunge în grija mea, i-a spus bătrânul. Așadar, poate că se cuvine să o primești. Ia-o!
Cartea a înzestrat-o cu niște calități care însă îți vor fi la fel de nefolositoare precum ți-ar fi fost și neruptă. Și fără nicio altă vorbă, bătrânul din lună s-a ridicat și a luat-o în sus pe munte. Magistratul a rămas cu gura căscată, ținând strâns în mână bucata de hârtie. A smuls o pagină din cartea norocului, se miră fetița. Da, răspunse regele, însă el singur nu a reușit niciodată să o descifreze, așa că i-a fost întru totul nefolositoare, întocmai cum a prezis bătrânul din lună. Urmează-mă, îi spuse regele ieșind din pavilion și îndreptându-se spre podul de sub lună. Minli îl observă scoțând din sân un săculeț cu fire aurii. Asta este pagina smulsă. A fost dată mai departe din generație în generație, cercetată de regii orașului Clar de Lună. Niciunul din noi nu a înțeles ce a vrut să spună bătrânul din lună atunci când hârtia a fost luată cu împrumut. Minli îl privi fascinată pe rege scoțând din săculeț o foaie de hârtie fină, împăturită. Mai decolorată chiar ca brânza tofu pe care o mâncase la cină, hârtia părea să emane o lumină proprie, ce umbrea strălucirea de aur a săculețului. Străstrăbunicul meu a fost acela, continuă regele, desfăcând foaia, care și-a dat seama că mesajul putea fi văzut doar în lumina strălucitoare a lunii. Atunci a schimbat numele locului în orașul Clar de Lună, pentru a le aminti regilor care îl urmează la tron taina acestei bucăți de hârtie. Minli privi neucită foaia care strălucea în lumina lunii. Pe ea, parcă scris cu umbre, se afla un singur șir de caractere șterse, într-o limbă pe care fetița nu o mai văzuse niciodată. Cred deci că această hârtie pe care bătrânul din lună a spus că a împrumutat-o la rândul lui, este șirul împrumutat pe care îl cauți tu. Bineînțeles, izbucni încântată Minli, asta trebuie să fie. Însă în sufletirea îi scăzu în clipa în care și-a mintit cu câtă grijă păstrase regele această bucățică de hârtie la piept atâta vreme. Părea cu neputință ca acesta să se despartă de o comoară atât de prețioasă. Doar după ce a studiat-o o vreme îndelungată, străstrăbunicul meu a reușit să-i descifreze cuvintele, zise regele. El și-a dat seama că mesajul se schimbă în funcție de împrejurări. Din acea clipă, de fiecare dată când un rege al orașului Clar de Lună se află într-o încurcătură, consultă hârtia. Și îi spune ce are de făcut? Întrebă fetița. Da, replică regele zâmbind. Deși nu în felul în care îți închipui tu. Uneori cuvintele de pe pagină sunt mai încurcate decât problema însăși. Zicând acestea, regele își îndreptă privirea spre hârtie. Citi mesajul, iar chipul îi fost străbătut de teamă. Scrie, începu regele în șoaptă, poți pierde doar acel lucru de care te agăți. Cuvintele păreau că plutesc în aer. Era o liniște de plină, tulburată doar de foșnetul foii în bătaia lină a vântului. Rămasă fără cuvinte, Minli privi hârtia fluturând în aer, care părea să-i facă semne. Se pare că cererea ta, zise regele, merită să fie luată în serios. Acesta pare să fie singurul lucru pe care mi-l comunică foaia. Stai să mă gândesc. Minli îl privi nelămurită pe rege și nu zise nimic. Timp de generații, familia mea a prețuit această hârtie. Am cinstit-o pentru puterea ei spirituală și pentru autoritatea ei. A fost lăsată moștenire, a fost studiată și apreciată și stimată. A fost prețuită mai presus de aur și jad, zise regele încet. Însă ce reprezintă ea cu adevărat? Minli dădu din cap, neștiind dacă să răspundă sau nu. De fapt, continuă regele, nu este altceva decât o dovadă a obrăzniciei, a răutății și a lăcomiei fără scrupule care îl caracterizau pe înaintașul meu. Cu toate acestea, timp de generații nu am luat lucrul ăsta în seamă. Dimpotrivă, am păstrat această hârtie cu sfințenie, astfel încât toți conducătorii orașului Clar de Lună au purtat-o cu ei neîncetat, neîndrăznind să o scape din vedere nici măcar o clipă. Oglindită în undele apei din grădină, luna părea să tremure pe cer. Regele continuă să vorbească, de data asta însă mai mult cu sine decât cu Minli. Ne-am agățat de ea, temându-ne mereu să n-o pierdem, zise el. Însă dacă eu aleg să-i dau drumul, atunci nu este nicio pierdere. Minli simți cum i se taie respirația de emoție. Era conștientă că gândurile regelui se pot schimba imediat. Aceasta era unica ei șansă. Dacă regele se hotăra să păstreze hârtia, știa că nu mai există altă ocazie să ajungă în mâinile ei. Poate că nici nu ne era menit să ne agățăm de ea.
Oricine ar fi fost proprietarul inițial, asta este o pagină din Cartea Norocului, o carte care nu aparține nimănui, zise regele. Așadar, poate că e vremea ca hârtia să se întoarcă în carte. Un vânticel mânghie suprafața iazului, iar Minli își privi chipul oglindindu-se în apă. Era palid și alburiu ca luna. Poți pierde doar acel lucru de care te agăți, repetă pentru sine regele. Aruncă o privire scurtă spre hârtie, apoi se uită la Minli. Pe chip îi se așternu o expresie împăcată și senină, apoi zise zâmbind. Așadar, dacă aleg să-ți dau șirul împrumutat, nu-l pierd. Zicând acestea, puse hârtia în mâinile tremurânde ale fetiței.